Pacea Domnului tuturor, dragii mei, mă bucur ca să fim din nou împreună. Vă doresc tuturor un sabat binecuvântat și multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Mă bucur foarte mult că putem să fim din nou împreună pentru a putea medita din cuvântul lui Dumnezeu care dă viață, care este binecuvântare. Vă doresc tuturor un sabat binecuvântat în toată regula din partea lui Dumnezeu, fiindcă noi atunci când sfințim și binecuvântăm ceea ce Dumnezeu a binecuvântat, la rândul Său Dumnezeu ne binecuvântează, dragii mei, Dumnezeu ne binecuvântează și ne ajută ca să îi fim credincioși, Dumnezeu ne ajută ca să ne sfințim pe zi ce trece și să stăm curați înaintea Lui. De aceea Dumnezeu face apel ca și noi la rândul nostru să facem aceste lucruri cu dragă inimă, ca să putem să avem parte de binecuvântarea pe care El a pregătit-o copiilor Săi. Numai în felul acesta se poate ajunge la sfințire,
Numai în felul acesta se poate ajunge la binecuvântarea dată de Dumnezeu, dacă noi sfințim, dacă noi păzim ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Atât de bun este Dumnezeu, fiindcă El dorește ca noi să avem această părtășie comună cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este egoist, Dumnezeu nu este doar pentru El, și Dumnezeu este a da și a împărtăși și altora ceea ce pe El îl face fericit, pe El ceea ce îl face să se simtă bine. De aceea zice Dumnezeu ca noi să împărtășim această legătură cerească prin binecuvântarea lucrurilor pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție. Și în celelalte zile sunt fericit când sunt cu Dumnezeu și când studiez din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, cel mai fericit sunt înaintea lui Dumnezeu când vine sabatul, fiindcă atunci simt o îndoită binecuvântare, o îndoită prezență a lui Dumnezeu, simt o altă bucurie pe care nu o poți găsi în alte zile, și aceasta este legătura noastră care ne ține mai aproape de Dumnezeu și care ne face să ne simțim în largul nostru, în armonia cerului și nu în armonia pământului acestuia. În seara aceasta aș vrea să aduc un subiect înaintea dumneavoastră la începutul Sabatului Sfânt: pocăiți-vă și credeți. De ce credeți dumneavoastră că acest subiect începe prima dată cu pocăiți-vă și după aceea cu credeți? Este foarte important a ne pocăi și a crede, sau a crede și a ne pocăi? Cuvântul lui Dumnezeu spune destul de clar că cel mai important lucru în viața unui om este să se pocăiască, fiindcă credința fără pocăință nu are niciun rezultat. Credința fără pocăință nu duce nicăieri. Deci, vedeți dumneavoastră, omul trebuie să se pocăiască. Ce înseamnă să se pocăiască? Să-i pară rău de celelalte lucruri pe care le-a făcut și n-au fost voia lui Dumnezeu, după aceea să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, și atunci Dumnezeu va putea să lucreze în inima lui și în viața lui ca să ajungă la statura de om sfânt. Ce înseamnă sfânt? Că mulți oameni nu înțeleg lucrul acesta. Sfânt înseamnă pus deoparte. Sfânt înseamnă să fii un om deosebit, să nu te semeni cu ceilalți. Nu înseamnă că tu ești fără păcat, nu înseamnă că tu ești aparte de lumea aceasta. Problema este că sfânt înseamnă că ești un om care îți dorești să trăiești ca Dumnezeu și lupta ta zilnică este pentru a face lucrul acesta. Înainte de a începe meditația noastră, aș vrea să deschidem Biblia, să vedem ce ne spune Dumnezeu despre pocăință, despre credință și cum trebuie să facem noi lucrul acesta ca să putem să fim în conformitate cu Dumnezeu. Fiindcă e un lucru foarte important, dragii mei. De ce vă spun lucrul acesta? Fiindcă mulți dintre noi, în zilele acestea, credem în Dumnezeu, dar nu suntem pocăiți, nu împlinim faptele pe care ni le cere Dumnezeu și nu trăim în conformitate cu cerințele Lui. Mulți spun că sunt copiii lui Dumnezeu, mulți spun că îi cred în Dumnezeu, mulți spun că îl acceptă pe Dumnezeu și sunt de acord cu anumite lucruri, dar în realitate ei nu au de-a face cu Dumnezeu, fiindcă nu sunt pocăiți, nu sunt sfințiți, nu sunt schimbați, nu sunt predați în mâna lui Dumnezeu ca Duhul Sfânt să poată să-i pregătească pentru o viață sfântă, pentru o viață de sigilare pentru împărăția lui Dumnezeu. Și auziți dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm în Iacov 1, 21 cu 25. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Deci, vedeți dumneavoastră, noi trebuie să lepădăm din viața noastră și din inima noastră și din conștiința noastră orice necurăție și orice revărsare de răutate și să primim cu blândețe aceste lucruri. Deci, dacă noi spunem că credem, dacă noi suntem credincioși înaintea lui Dumnezeu, noi nu trebuie să mai avem nicio necurăție în viața noastră, noi nu trebuie să mai avem răutate, noi trebuie să primim cu blândețe și cu bucurie tot ceea ce vine din partea lui Dumnezeu. Dacă un om spune că este credincios lui Dumnezeu și el trăiește în nelegiuire, și el trăiește în păcat, și el are răutate contra fratelui din biserică, contra celorlalți, el nu este credincios, el se numește el însuși credincios, dar în realitate, înaintea lui Dumnezeu, nu este credincios, fiindcă un om credincios
mai înainte de toate trebuie să dea dovadă de fapte ale pocăinței ca el să poată să fie credincios înaintea lui Dumnezeu. Și auzi ce spune Dumnezeu ca să putem să fim credincioși, ce trebuie să facem? Să fim împlinitori ai cuvântului, ci nu numai ascultători, înșelându-ne singuri. Deci vedeți noastră, dacă noi nu suntem împlinitori ai cuvântului Dumnezeu și dacă noi nu suntem ascultători, atunci ne înșelăm singuri și pocăința noastră nu este valabilă și credința pe care noi o pretindem că o avem înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, ea nu este așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu și ne înșelăm singuri că suntem oameni credincioși, că suntem religioși și altă treabă, dar n-are de a face religiozitatea cu credința înaintea lui Dumnezeu. Și spune că și dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Deci vedeți dumneavoastră, cum poți tu să spui că ești om credincios când viața ta de pocăință nu corespunde cu credința pe care o mărturisești? Deci, dragii mei, deci eu atunci când spun că sunt credincios, este ca și când m-am uitat în oglindă și după ce am plecat de acolo, eu am uitat cum arătam eu mai înainte când mă priveam în oglinda aceea. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uitup, ci ca un împlinitor, cu fapta va fi fericit în lucrarea lui. Deci vedem noastră, credința trebuie să aibă o legătură strânsă cu faptele. Dacă credința noastră nu este manifestată în fapte și este doar mărturisită cu gura, aceea nu este o credință de la Dumnezeu. Este o credință falsă, este o credință înșelătoare, este o credință care nu are legătură cu Dumnezeu și nu vine de la Dumnezeu. Și aceasta ne înșală pe noi înșiși că noi am fi cu adevărat copiii lui Dumnezeu, că noi am fi credincioși lui Dumnezeu și l-am slujit pe Dumnezeu, dar în realitate, dragii mei, noi nu avem nimic de a face cu Dumnezeu. Și auzi ce spune, astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Deci, vedeți, prima dată noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu, dar trebuie să ne pocăim ca credința să fie manifestată în viața noastră și Dumnezeu să o primească. Vedeți, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. De multe ori zic oamenii că noi nu trebuie ca să facem fapte, că atunci ne asigurăm mântuirea prin fapte. Da, dragii mei, noi nu trebuie să ne asigurăm mântuirea prin fapte, nu prin faptele pe care credem noi că-s bune, nu prin faptele pe care noi trebuie să ne socotim neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, nu prin fapte în care noi să-i cerem lui Dumnezeu că noi am făcut și noi merităm lucrul acesta. Și noi trebuie să urmăm faptele rânduite de Dumnezeu, pregătite mai înainte de la întemerea lumii, în care noi trebuie să umblăm, în care umblă îngerii din ceruri, în care a umblat Domnul Iisus Hristos cât a fost pe pământ. Aceste fapte noi trebuie să umblăm, fiindcă omul este socotit neprihănit prin fapte, ci nu numai prin credință. Degeaba crezi dacă tu nu ai fapte doveditoare ale credinței tale. Deci vedeți dumneavoastră, pe pământul acesta sunt diavolii care cred îngerii cei răi și cu satana, nimeni nu are o credință mai puternică ca ei, fiindcă ei au stat lângă tronul lui Dumnezeu, ei au fost în împărăția lui Dumnezeu, ei cred că au văzut aceste lucruri, dar ajută cu ceva credința pe care o ai în Dumnezeu, dacă ei nu fac și ei se răscoală și ei se împotrivesc a ceea ce cere Dumnezeu. Nu, dragii mei, nu ne ajută cu nimic. Noi trebuie să avem fapte doveditoare. Faptele rânduite de Dumnezeu sunt să ducem Evanghelia celor care duc lipsă de ea, să cercetăm pe văduvă și pe orfan, să nu mințim, să nu furăm, să nu călcăm legea lui Dumnezeu, să nu comitem adulter, să facem lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a rânduit ca noi să ne ținem departe de păcat, ca noi să dăm dovadă de pocăință în credința pe care noi o mărturisim. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă.
Deci pocăința noastră, mărturisită prin credință, trebuie să se dovedească prin faptele noastre. Ce înseamnă pocăință? Nu mai fac faptele care mă țineau departe de Dumnezeu și aveam o viață trăită în păcat și la momentul respectiv eu fac fapte vrednice, fiindcă eu sunt, nu mai sunt cel ce am fost și sunt o altă persoană în Hristos, trăind conform voinței sale și după cerințele lui Dumnezeu. Și auzi ce spune Dumnezeu. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. De ce vor fi, dragii mei, vremuri grele? Fiindcă mulți oameni vor pretinde că ei sunt credincioși lui Dumnezeu, dar în realitate trăiesc conform poftelor, plăcerilor și dorințelor inimilor sale. Și în momentul acela se îngreunează această situație, fiindcă ei vor asupri pe cei care ascultă, pe care se luptă să fie credincioși înaintea lui Dumnezeu și să slujească din toată inima, umblând în aceste fapte ale pocăinței, mărturisindu-le prin viața de credință că ei sunt copii ai lui Dumnezeu. Și auzi ce spune Dumnezeu în aceste timpuri grele care se așează peste pământul acesta și care ele au început. Vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Deci vedeți dumneavoastră, în aceste timpuri grele, Dumnezeu ne cheamă ca bărbații, capii de familie, să se ridice, să se roage, să ridice mâini curate către Dumnezeu și fără îndoieli și fără mânie. În aceste timpuri este nevoie ca ei să se întărească și familiilor lor să dea dovadă de o pocăință într-o credință curată după voia lui Dumnezeu. Și spune așa cuvântul lui Dumnezeu: cercetați ce este plăcut înaintea lui și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, mai degrabă osândiți-le. Deci vedeți dumneavoastră, ca să putem să fim oameni pocăiți, trăind într-o credință încredințată care vine de la Dumnezeu, noi trebuie să cercetăm aceste lucruri și să nu luăm parte deloc la aceste lucrări neroditoare ale întunericului. Noi trebuie să le osândim, noi trebuie să le dăm la o parte, noi trebuie să evităm în aceste timpuri. Și spune așa: luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Deci vedeți, Dumnezeu zice să luăm seama, căci mulți mărturisesc cu gura că îi sunt credincioși lui Dumnezeu, dar în realitate nu. Și te poate abate de la calea cea dreaptă pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru mine și pentru tine. Dumnezeu spune așa: de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care a fost precetuiți pentru ziua răscumpărării. Deci, vedeți dumneavoastră, dacă noi nu luăm seama, dacă noi nu ne pocăim și doar mărturisim că îi suntem credincioși Dumnezeu și facem parte din o anumită credință, anumită religie, anumită denominațiune religioasă, dar viața noastră nu corespunde cu ceea ce mărturisim, spune noi să avem grijă să nu întristăm pe Duhul Sfânt, că atunci dovedim că suntem mincinoși și noi suntem credincioși Dumnezeu. Și Duhul Sfânt care ne-a pecetruit, prin care am fost pecetruit pentru ziua răscumpărării, El se va întrista, El se va depărta din viața noastră, ne va părăsi și atunci vor rămâne înșelați până când va trece ziua sigilării, până când va trece ziua în care nu se mai va putea face nimica. Cum vă spuneam dățile trecute, ușa Harului Dumnezeu este deschisă. Ușa templului din părăția cerurilor este deschisă, unde Domnul Iisus Hristos mijlocește. Cât timp Domnul Iisus Hristos mijlocește, dacă satana încearcă și ne face ca noi să întristăm pe Duhul Sfânt, să plece de la noi, să nu ne sigileze, el va avea o victorie de câștigat în privința aceasta, dar noi vom avea de pierdut. Dar dacă noi luăm aminte, dacă noi suntem serioși și suntem atenți în tot ceea ce facem, Duhul Sfânt nu se va depărta de la noi, ne va sigila, pentru că El ne-a dat o pecetruire, ne-a dat o arvună, până când, în ziua răscumpărării, când va pune sigiliul definitiv asupra noastră. Deci să avem grijă ca prin viața noastră, pe care o mărturisim, să fie corespunzătoare cu pocăința, ca nu cumva Duhul lui Dumnezeu să se depărteze, să rămânem nesigilați la timpul respectiv.
Și auzi ce spune Dumnezeu. Dacă tu, care ești iudeu, care ești creștin, trăiești ca neamurile, ca oamenii, ca vecinii tăi, ca cei din jurul tău, și nu ca iudei, nu ca creștinul, cum silești pe neamuri să trăiască în felul al iudeilor și al creștinilor? Cum poți tu să-i spui celui de lângă tine că trebuie să asculte de Dumnezeu, că trebuie să se pocăiască, că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, când tu spui că ești creștin, dar ai o viață de creștin fără pocăință? Cum poți tu să-i spui la celălalt să se întoarcă la Dumnezeu când viața ta demonstrează că Dumnezeu nu există pur și simplu în tot ceea ce faci tu, dragul meu? Și auzi ce spune Dumnezeu în 2 Corinteni 2:17. Noi trebuie să fim ca unii care nu strică cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cel mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. Deci mulți spun că sunt creștini, dar fură. Mulți spun că sunt creștini, dar mint. Mulți spun că sunt creștini, dar curvesc. Mulți spun că sunt creștini, bea, fumează, fac tot felul de lucruri. O viață de credință și o mărturisire de credință fără pocăință este egal cu zero înaintea lui Dumnezeu. Nu are nicio valoare, dragii mei. Deci noi trebuie să dăm dovadă că corespunde una cu cealaltă. Și auzi ce spune Dumnezeu în Faptele Apostolilor 8:22. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acela al inimii tale dacă este cu putință. Dacă gândul acesta rău, răutatea aceasta, dacă s-a înfiripat în inima noastră și mintea noastră și a mărturisit că suntem creștini, că suntem copii al Dumnezeu, că suntem păzitori ai sabatului, că suntem păzitori ai poruncilor, că noi împlinim ceea ce ne cere Dumnezeu, că noi suntem depozitari ai legii lui Dumnezeu și nu trăim, spune Dumnezeu, pocăiește-te și nu mai faci această mărturisire, fiindcă faci mai mult rău lucrării decât trebuie. Aduci mai multă dezonoare lui Dumnezeu decât trebuie. Și îi faci pe oameni să hulească numele Lui Dumnezeu în loc să-i dea slavă Lui Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă noi nu facem lucrul acesta, îl dezonorăm pe Dumnezeu și vom fi mai vinovați înaintea Lui Dumnezeu decât cei care nu cunosc adevărul. Și auzi ce spune. Noi trebuie să ne rugăm pentru lucrul acesta, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ierte de gândurile inimii noastre dacă este cu putință. Și vă spun că este cu putință, căci Domnul Iisus Hristos mijlocește în ceruri și se roagă pentru noi pentru iertarea păcatelor noastre. Și în Ioan 12:25 spune cuvântul Dumnezeu, Iisus a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Dacă ai murit în păcatele tale spiritual, dacă ai avut o viață mărturisitoare de credință, fără pocăință, Iisus este viața. Iisus te poate aduce la viață din nou și pe tine, dragul meu, și pe mine, mărturisindu-ne, pocăindu-ne și reglând ca aceste două lucruri să meargă paralel înaintea lui Dumnezeu. Fără această schimbare nu se va putea face nimica în viața noastră și nici în viața celorlalți și vom dezonora pe Dumnezeu în toată lucrarea sa și în toată mărturisirea pe care o facem noi. Să mergem mai departe să vedem ce spun cărțile inspirate ale Spiritului Profetic. Și spune că s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Deci, dragii mei, pe timpul ucenicilor erau puțini. Au fost 12 inși. Că știm că în locul lui Iuda s-a tras la sorți și a venit și cel 12-le, Iacov, care i-a luat locul. În momentul când el a venit, atât de mare era pocăința lor încât au putut să împrăștie și să propovăduiască credința din viața lor pe care îl mărturisea pe Domnul Iisus Hristos și a umplut pământul. Deci erau puțin la număr, dar pocăința și credința era mare care a putut să ducă Evanghelia până la marginile pământului. În ziua de astăzi e un pericol foarte mare, fiindcă suntem mulți la număr, mărturisim o credință fără pocăință, fără fapte, fără consacrare înaintea lui Dumnezeu, fără părăsire de păcate. Mărturisim o credință trăită în păcat. Mărturisim o credință
plină de plăceri omenești și nu de plăceri cerești și dumnezeiești. Și de aceea spune Dumnezeu că s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Harul trebuie să se închidă și Dumnezeu va veni în curând. Și Dumnezeu spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Poți să fii credincios înaintea lui Dumnezeu, păzitor al poporului lui Dumnezeu, al legilor lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a încredințat. Dar dacă tu nu crezi în Evanghelie, n-ai făcut nimic, dragul meu. Poți să mărturisești tu și să ai legământ cu Dumnezeu și să fii trecut într-un registru. Dacă nu ai pocăință, nu valorează nimica nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Pocăința este asociată cu credința și este recomandată în Evanghelie ca fiind esențială pentru mântuire. Deci, vedeți dumneavoastră, înainte se pune pocăința și după aceea vine credința, fiindcă credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu, dar prima dată tu ai o înclinație spre pocăință, fiindcă tu când auzi lucrul acesta, vine o încredințare de la Dumnezeu care te îndeamnă la o pocăință curată după voia Lui și după aceea tu trebuie să trăiești și să demonstrezi prin credința aceasta că tu ți-ai schimbat viața și te-ai predat lui Dumnezeu. Este esențială pentru mântuire, dragii mei. Fără pocăință nu există mântuire. Oamenii cred că eu mărturisesc, sunt credincios, fac parte din ceva și Dumnezeu mă va mântui. Am făcut un botez, am făcut un legământ, am cântat, am făcut anumite lucruri. Și auzi ce spune? Fără pocăință nu există mântuire. Fără faptele rânduite de Dumnezeu nu există nimic. Poți să spui orice le-ai pune. Unul poate să spună că el este pocăit înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă nu are fapte doveditoare ale pocăinței, aia nu este pocăință și nu este nici credință. Niciun păcătos nepocăit nu poate să creadă cu toată inima și să dorească neprihănirea. Deci, vedeți noastră, fără pocăință, nu poți să ai credință din toată inima și nu îți vei dori neprihănirea Domnului Iisus Hristos niciodată. Citiți în cartea Credință și Fapte la pagina 99 cu 2. Deci, vedeți noastră, dacă nu ai pocăință, nu există nici credința lui Dumnezeu. Este o credință falsă, este o credință înșelătoare. Această pocăință nu conține nimic din natura meritelor noastre, ci pregătește inima pentru a-L primi pe Domnul Hristos ca singur mântuitor, unica speranță a păcătosului pierdut. Deci, vedeți noastră, această pocăință nu conține nimic din natura meritelor noastre, ci este o pregătire a inimii pentru a-L primi pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al nostru. Când cel păcătos privește la lege, vinovăția este descoperită cu claritate și îi este întipărită în conștiință, iar el se simte condamnat. Unica lui mângâiere și nădejde se află în faptul de a privi la crucea de pe Golgota. Deci, vedeți noastră, când privim la legea lui Dumnezeu, legea ne spune că suntem păcătoși, suntem vinovați, suntem meritoși de moartea care ar trebui să se pună în dreptul nostru și în momentul acela noi trebuie să ni se descopere cu claritate în conștiința noastră că noi suntem condamnați. Și unica mângâiere este ca să ni se mărească credința, să ni se întărească în faptul că privim la cruce și acolo îl găsim pe Domnul Iisus Hristos care a murit pentru noi, dragii mei. Și auzi ce spune? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În felul acesta, solia Evangheliei, așa cum era prezentată de Mântuitorul însuși, se întemeia pe profeții. Deci, vedeți, noi trebuie să ne pocăim ca să credem în Evanghelie. Nu credem în Evanghelie fără pocăință, fiindcă nu este o credință de la Dumnezeu și este o credință falsă, o credință demonică care nu duce către împărăția lui Dumnezeu. Ea trebuie să fie întemeiată pe profeții, ea trebuie să fie întemeiată la lege și la mărturie, așa cum a prezentat-o Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Evreii au refuzat să-L primească pe Domnul Hristos, deoarece nu a venit într-o modalitate conformă cu așteptările lor.
ideile oamenilor limitați erau considerate infailibile pentru că fuseseră înrădăcinați într-o tradiție de sute de ani. Deci, vedeți dumneavoastră, iudeii n-au crezut, duceți-vă la ora actuală în Israel. Eu nu am fost acolo niciodată, dar am stat de vorbă cu oameni care au lucrat în Israel. Mai riguroși, în credința lor, nu găsiți pe pământul acesta pe nimeni. Cu atâta rigurozitate, cu atâta atenție ei fac aceste lucruri și mărturisesc că ei sunt poporul lui Dumnezeu și mărturisesc că ei l-așteaptă să vină pe Mesia, dar dacă faptele lor nu sunt bazate pe profeții, dacă ei nu cred în Evanghelie, dacă ei nu dau dovadă de pocăință în viața lor, credința lor nu-i va ajuta și nu-i va scăpa cu nimic, dragii mei, niciodată. Acesta este pericolul la care biserica este expusă, ca niște oameni limitați să stabilească modalitatea precisă în care trebuie să vină Duhul Sfânt, în conformitate cu imaginația lor, deși nu sunt dispuși să recunoască acest fapt, unii deja au făcut lucrul acesta. Deci vedeți că noi suntem expuși ca niște oameni să stabilească ce să credem, cum să credem și care e direcția de mers, dar acestea sunt fapte omenești. Dumnezeu spune nu! Și noi trebuie să facem faptele rânduite de Dumnezeu pentru ca să dăm dovadă de pocăință în credința pe care trăim și o mărturisim înaintea celor din jurul nostru, dragii mei. Pentru că Duhul Sfânt nu va veni ca să laude pe oameni și să susțină teoriile lor greșite, ci mustră păcatele oamenilor și să-i descopere neprihănirea și judecata. Mulți îi vor întoarce spatele respingându-l. Deci, vedeți noastră, când cineva spune, fraților, suntem bine, suntem mântuiți, mergem în ceruri, primim viața veșnică, credeți că nu e nimic, nu este de la Dumnezeu și nu este sub călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt în mărturii spune, pentru pastor și slujitorii Evangheliei, la pagina 64 spune așa, pentru că Duhul Sfânt nu va veni ca să laude pe oameni și să susțină teoriile lor greșite. El va veni să mustre păcatele mele și păcatele tale, să ne descopere neprihănirea lui Hristos, dar și judecata lui. Și oamenii când sunt mustrați, oamenii când sunt îndemnați, ei întorc spatele și resping. Ei nu sunt dispuși să fie dezbrăcați de hainele neprihănirii personale. Deci Dumnezeu ne cheamă ca mărturisirea de credință, fără pocăință pe care am făcut-o, dragii mei, trebuie să o dăm la o parte, trebuie să o dezbrăcăm, trebuie să o îndepărtăm din viața noastră, că nu este bună, e o întoarcere și o respingere a lucrării lui Dumnezeu, a lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Și noi trebuie să ne lăsăm și să fim dispuși ca să ne dezbrăcăm de aceste argumente și teorii pe care le-am îmbrăcat până la ora respectivă, și să căutăm de aici încolo să ne îmbrăcăm cu o altă haină a neprihănirii lui Hristos și să facem fapte de pocăință în mărturisirea credinței pe care noi o trăim, dragii mei. Apucați-vă de lucru fiecare, în mod individual. Fiți plini de râvnă înaintea lui Dumnezeu și pocăiți-vă. Deci, vedeți, noi trebuie să fim plini de râvnă, să ne apucăm de lucru, ca să dăm dovadă că suntem cu adevărat în credința pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o. Și după ce toate relele cunoscute au fost îndepărtate, să credeți că Dumnezeu vă acceptă. Nu vă văicăriți și credeți-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Căutați-L cu stăruință și credeți că vă primește. Deci noi trebuie să ne apucăm de lucru, dragii mei. Să îndepărtăm toate aceste rele cunoscute din viața noastră și să nu mai ținem de ele. Relele pot fi descoperite în viața mea și în viața ta, doar puse în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că nu-i bine, nu ceea ce spune omul, noi trebuie să îndepărtăm. Trebuie să ne conformăm a ceea ce cere Dumnezeu, noi să credem că Dumnezeu ne acceptă, să nu ne plângem atunci când este nevoie și să-L urmăm și să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, dragii mei. Însă și voi trebuie să faceți ceva, trebuie să faceți ceea ce puteți în dreptul vostru, fiind plini de râvnă și pocăiți-vă, apoi credeți. Deci vedeți noastră, asta dă dovadă că noi nu credem în Dumnezeu, mărturisim, dar nu credem. De ce nu spune de fiecare dată cuvântul lui Dumnezeu, credeți că este de ajuns lucrul acesta?
Și Dumnezeu face apel tuturor acelora care pretind că sunt copiii săi, ca o credință care nu-i după voia lui. Ei trăiesc în credință adevărată, dar mergând într-o credință falsă, fără fapte de pocăință. Și Dumnezeu spune: întoarce-te la faptele tale din tâi, depărtează din viața ta tot ce este rău și pocăiește-te, dragul meu. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Și a zis noastră, nu confundați credința cu sentimentalismul. Noi de multe ori suntem foarte sentimentaliști din anumite obiceiuri sau lucruri sau ipostaze în care ne aflăm chiar în lucrarea lui Dumnezeu sau în casa lui Dumnezeu, sau suntem lăudați, apreciați și înălțați de oameni, crezând că este o credință, dar el este un sentimentalism care nu are de-a face cu Dumnezeu. Acestea sunt distincte. Credința trebuie să fie exercitată. Noi trebuie să punem această credință continuă la lucru, să credem, să credem și să credem. Deci, vedeți noastră, credința trebuie să corespundă cu lucru pe care Dumnezeu ni l-a încredințat. Pocăiți-vă și schimbați-vă ca să vă fie șterse păcatele. N-aveți timp de pierdut. În Mărturii, volumul 4, la pagina 43. Deci, vedeți noastră, noi trebuie să ne pocăim, trebuie să ne schimbăm ca păcatele să se șteargă, fiindcă păcatele nu vor fi șterse și vor rămâne pentru totdeauna dacă noi nu ne pocăim ca păcatele să ne se șteargă, ca credința pe care o mărturisim să fie credința venită de la Dumnezeu, să fie credința adevărată, fiindcă nu mai este timp, dragii mei. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Deci, vedeți noastră, aceia făceau parte tot din poporul Dumnezeu. S-au întâmplat, au murit și ceilalți care erau în viață au crezut că ei au murit, că erau păcătoși. Și Domnul Iisus Hristos le spune destul de clar: să nu credeți că ei erau mai păcătoși și voi sunteți mai ființi. Dacă voi nu vă pocăiți, dacă voi nu vă schimbați viața, credința și poporul din care faceți parte este egal cu zero și nu vă va ajuta cu nimic, dragii mei. Fiindcă și voi veți pieri în felul acela. Și moartea care a venit peste ei, că ei au păcătuit, și peste voi va veni aceeași moarte în felul acesta. Nenorocirile înspăimântătoare au fost îngăduite pentru a-i determina să-și umilească inimile și să se pocăiască de păcatele lor. Deci, vedeți noastră, de multe ori Dumnezeu trimite nenorociri. Chiar și semnele acestea, catastrofele naturale care sunt pe pământul acesta, de multe ori Dumnezeu ne strânge puțin cu ușa, zis în ghilimele, ca să putem trece prin necazuri, prin încercări, să rămânem fără lucru, să fim puțin persecutați sau chiar mai mult, să ducem lipsă de anumite lucruri în care să ducem lipsă de hrană, să ducem lipsă de îmbrăcăminte, să avem probleme în familie, să avem probleme la serviciu, în biserică, ca Dumnezeu îngăduie aceste lucruri ca să ne determine să ne umilim inimile și să ne pocăim de păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. Să nu privim niciodată o încercare care vine peste noi că Dumnezeu ar avea ceva cu noi, și Dumnezeu, singurul lucru pe care îl are cu noi, ca noi să ne umilim, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu de păcatele noastre și să putem să fim sigilați de Duhul lui Dumnezeu pe care noi de multe ori îl depărtăm prin viața noastră. Nu lăsați ca lucrul zilnic să vă lipsească de aceasta. Luați-vă timp să vă rugați și în timp ce vă rugați să credeți că Dumnezeu vă ascultă. Amestecați credința cu rugăciunile voastre. Crezi în Dumnezeu? Roagă-te! Crezi în Dumnezeu? Fă fapte vrednice de împărăția lui Dumnezeu. Crezi în Dumnezeu? Pocăiește-te și dă la o parte tot ce este rău din viața ta, cât încă nu este prea târziu, cât încă Duhul lui Dumnezeu pe care l-ai întristat și l-ai depărtat se poate întoarce pentru a te sigila pentru împărăția lui Dumnezeu. Totuși voi aveți de făcut niște eforturi. Trebuie să faceți ce puteți în dreptul vostru. Fiți plini de râvnă, pocăiți-vă și apoi credeți. Deci, vedeți noastră, nu poți ca să crezi în Dumnezeu
după cum cere El, dacă nu te pocăiești. Căutați și să vedeți ce este scris, că tot ceea ce vă spun, cuvântul lui Dumnezeu pune înainte pocăință, credință. Pocăiește-te, crede. Pocăiește-te, încredințează-te. Și atunci vor veni toate aceste lucruri din partea lui Dumnezeu. Acum faceți o cercetare serioasă a vieții voastre trecute și oriunde vedeți că un astfel, că în vreun fel ați câștigat de pe urma vreunuia din frații voștri, pocăiți-vă și îndreptați lucrurile. Deci vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu mai face încă un apel. Dacă vreodată ai nedreptățit pe un frate de-al tău, dacă tu ai arătat că ești credincios și că tu îl iubești, dar tu ai profitat după urma lui, dacă tu ai avut anumite venituri, dacă într-un fel sau altul l-ai păgubit, spune Dumnezeu, pocăiți-vă și îndreptați-vă lucrurile. Du-te și dă înapoi ce ai luat. Du-te și rezolvă-ți problema cu fratele tău, fiindcă credința pe care o mărturisești este o credință drăcească și nu este credință dumnezeiască. Trebuie ca să rezolvăm problema și între noi ca frați. Trebuie să rezolvăm această problemă, să ne pocăim ca să putem să mărturisim că suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă nu, noi nu suntem în credință. Dumnezeu spune, cercetați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Și auzi ce spune? Faceți o cercetare serioasă a vieții voastre. Și vedeți dacă nu cumva undeva ați câștigat ceva de pe urma fraților voștri, nesocotindu-i și aducându-le nemulțumire. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, dragii mei. Dumnezeu face apel ca noi să ne întoarcem, să ne pocăim, să ne predăm viața în mâinile sale. Fiindcă viața de credință, cum vă spuneam, de aceea am și repetat ca aceste lucruri să se imprime în mintea noastră. Nu apartenența la un cult, nu botezul la un cult, nu scris un registru bisericii, nu făcând anumite lucruri, îți demonstrează că tu ai credință în Dumnezeu. Sunt bune aceste lucruri, dar făcute prin pocăință, ci nu prin sentimente. Făcute prin ascultare de Dumnezeu, nu prin ascultare de ceea ce spun oamenii. Nu doar ceea ce simți pe moment, ci ceea ce trăiești pe moment. Și momentul acesta să fie o trăire continuă înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă dacă noi nu ne vom pocăi, este egal cu zero toate celelalte pe care le vom face. Nici credința nu te va salva, nici dacă îți vei da averea săracilor, nici dacă vei ia de pe rug pentru Evanghelie, nici dacă vei fi chinuit într-un fel sau altul, dacă nu ai dragoste pentru Dumnezeu, dovedind-o prin pocăință de părăsirea păcatelor și tot ceea ce te-a ținut până acum departe de Dumnezeu, doar lucrul acesta, dragii mei, te va face ca să fii în conformitate cu ceea ce cere Dumnezeu. Dumnezeu face un singur apel și apel de urgență. Fiindcă Duhul lui Dumnezeu a fost întristat de multe ori prin viața noastră, prin trăirea noastră, prin comportamentul nostru, prin privirile noastre, prin acțiunile noastre, prin tot ceea ce este rău, trebuie pus în lumina cuvântului. Și Dumnezeu spune, pocăiește-te și crede, că degeaba crezi dacă nu ai pocăință în viața ta, dragul meu. Vă mulțumesc, dragii mei, că în seara aceasta am putut să fim împreună, fiindcă Dumnezeu nu va putea să-ți dea sigilul sfânt, nu va putea să-ți dea Duhul Sfânt, nu va putea să facă nimic în dreptul tău dacă tu nu te pocăiești. Ai călcat sabatul lui Dumnezeu într-un fel sau altul, privindu-ne nu trebuie, glumind ceea ce nu trebuie, mâncând ceea ce nu trebuie, făcând lucruri prin vorbe și discuții vorbind de frații tăi de rău s-au făcut lucruri care nu-s la locul lor, pocăiește-te ca credința să ți se socotească neprihănire. Întoarce-te la Dumnezeu cât este timp, ca Duhul lui Dumnezeu care cade pe aici, pe acolo, peste cei ce suspină și gem pentru păcate, aceia care sunt sigilați, să vină și peste tine, dragul meu, căci Dumnezeu nu te poate sigila decât în felul acesta. Vă doresc un sabat binecuvântat și o noapte liniștitoare și Bunul Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți că credința fără pocăință este moartă și n-are de-a face cu Dumnezeu niciodată.
O noapte bună tuturor și un somn liniștitor. Domnul să fie cu dumneavoastră, cu toți dragii mei. Amin. Și ne vom vede mâine, după amiază, la orele 4 Spania și orele 5 România. Vom vedea ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită din nou pentru a avea o viață după voia sa, prin sigilarea cu Duhul Său cel Sfânt. Amin tuturor, dragii mei! Declarația sună sinistru, iar implicațiile ei sunt tulburătoare. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Cum este posibil așa ceva? Cum să se ridice în poporul lui Dumnezeu un alt neam de oameni care să nu cunoască pe Domnul? Cum să răsară o generație spontană, din nimic, fără trecut și istorie, ruptă de cultura, tradițiile și cunoștința părinților ei? Cum să apară în poporul lui Dumnezeu o generație care să nu cunoască ce făcuse Domnul pentru poporul său? Dar descrierea acestei situații dramatice nu se oprește aici. Ni se spune că acea nouă generație a slujit Baalilor și a părăsit pe Domnul. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului, și au mers după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteelor. Acesta este un exemplu elocvent despre cum se întâmplă ca un popor care este în cel mai profund sens obiectul iubirii și grijii lui Dumnezeu să părăsească pe Domnul și să se închine Baalilor într-o singură generație. Și nu a fost un caz izolat. Permanent au părăsit pe Domnul după tiparul prevestit prin Moise. Din ziua când a ieșit din țara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. V-ați tot răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc. Căci eu îți cunosc duhul tău de răzvrătire și încăpățânarea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiți voi împotriva Domnului cât trăiesc eu încă în mijlocul vostru, cu cât mai răzvrătiți veți fi după moartea mea. Isaia confirmă declarațiile lui Moise, privind la biserica vremii lui. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Daniel recunoaște deschis această rebeliune permanentă. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile tale. N-am ascultat pe robii tăi proroci, care au vorbit în numele tău, împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da, nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva ta. Aceasta este istoria unui popor care a fost mereu obiectul iubirii și grijii lui Dumnezeu. Ce se întâmplă astăzi cu poporul care este și el obiectul iubirii și grijii lui Dumnezeu? De ce nu vede el că au trecut aproape 130 de ani și făgăduințele lui Dumnezeu rămân mereu neîmplinite? De ce nu este capabil să înțeleagă că fiecare generație a poporului lui Dumnezeu a fost lovită de această ciudată orbire spirituală care ne face să-L confundăm pe Hristos cu Baal? De ce nu vrem să credem că martorul credincios știe ce vorbește atunci când spune îngerului bisericii Laodiceea că este orb?
Moise modern ne-a spus că ne pândește aceeași închinare la Baal și nimeni nu pare îngrijorat de profeția ei. A avut loc o despărțire de Dumnezeu, iar lucrarea zeloasă de pocăință și întoarcere la dragostea dintâi încă nu s-a produs. Necredința este foarte răspândită printre noi. Este la modă să te desparți de Hristos, să uiți pe Domnul, să accepți scepticismul. Nu dorim ca acest om să domnească peste noi. Baal va fi scopul, credința și religia unui dureros de mare număr dintre noi, deoarece ei aleg propria lor cale în locul căii Domnului. Dacă a avut loc o despărțire de Dumnezeu, iar despre împăcare, unire, încă nu ni s-a spus nimic, nu ar fi înțelept din partea noastră să ne întrebăm dacă starea de despărțire nu continuă încă? Natura umană fiind ceea ce este, ori de câte ori biserica a părăsit pe Domnul, a urmat inevitabil închinarea la Baal. Acest Baal care a știut mereu să se dea drept Hristos. Acest Baal pe care biserica de azi îl crede mort, îngropat și putrezit. Tocmai de aceea puterea lui de disimulare este atât de mare. Am uitat cu cine avem de-a face și am uitat isprăvile lui trecute. Raportul din Judecător 2 sună mai actual ca niciodată astăzi. S-a ridicat un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Tocmai de aceea biserica are nevoie disperată de un judecător, venit în duhul și puterea lui Ilie, care să dărâme altarul din curtea noastră denominațională și să taie stâlpul Astarteei. Acest neam de oameni trebuie neapărat să cunoască pe Domnul. Acea cunoaștere din Ioan 17:3. Dacă speră să ajute vreodată pe copiii lui Dumnezeu din Babilon. Dacă a fost posibil ca spontan să se ridice o generație care nu cunoștea pe Domnul, de ce să nu fie posibil acum ca tot spontan să se ridice o generație care cunoaște pe Domnul?